fost înainte. Nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, eu voi face lucruri noi. Lucrări mari veți vedea, mai mult decât înainte. Am lucruri noi să fac și-s gata să se întâmple. Iată, eu voi face lucruri noi. Voi face un drum chiar prin pustie. În locuri uscate va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac cu putere. Națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face lucruri noi. Celor slabi, fiți tari și nu vă temeți. Mâinile întăriți, în mine vă încredeți. Iată, eu voi face lucruri noi. Voi face un drum chiar prin pustie. În loc uscat va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac cu putere. Națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face lucruri noi. Atunci iopii vor sări, orbii vor vedea, surzii vor auzi, iar glasul celor muți va cânta. Atunci iopii vor sări, orbii vor vedea, surzii vor auzi, iar glasul celor muți va cânta. Voi face un drum chiar prin pustie. În locuri uscate va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac cu putere. Națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face lucruri noi. Voi face un drum chiar prin pustie. În locuri uscate va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac cu putere. Națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face lucruri noi. Iată, eu voi face lucruri noi. Iată ce voi face, eu voi face lucruri noi. Bună și bine v-am regăsit la Destiny Online. Mă numesc Ciprian și am deosebită plăcere să stau și astăzi înaintea voastră și să vă aduc următorul mesaj.
De multe ori se spune că este așa dificil să fii fericit, dar mai ales în biserică. Știi că a fi creștin este menit să duci o viață din abundență, dar atât de mulți oameni devin mai nefericiți după ce îl întâlnesc pe Hristos decât înainte. Parcă greutatea întregii lumi stă pe umerii lor și nu exagerez când spun lucrul acesta, pentru că ei nu au înțeles Evanghelia. Vreau să vorbesc astăzi despre minunata poveste nespusă. Mai devreme sau mai târziu, unii vor avea șansa de a răspunde celor care recunosc că nu se pot salva singuri și că au nevoie de Dumnezeu pentru a-i mântui. Iar acceptându-L pe Hristos în viața lor, ei devin creștini. Dar imediat după aceea, cred că standardele lui Dumnezeu sunt atât de ridicate, încât nu îi pot face pe plac. Dar majoritatea creștinilor se luptă zilnic cu acest gând. Nu sunt suficient de bun, viața mea nu atinge standardele și așteptările lui Dumnezeu, ci săptămâna aceasta am greșit, iar apoi devin nefericiți, crezând că Dumnezeu este supărat pe ei, în loc să fie recunoscători că Dumnezeu i-a răscumpărat și le oferă har. Ei încearcă să fie pe plac prin propriile forțe, dar nu reușesc. Dar același har care ne-a mântuit este același har care ne păstrează și este același har care ne face 100% acceptați înaintea lui Dumnezeu, indiferent de ce am face. Iar aceasta este vestea bună a Evangheliei. Să citim Ioan 7:37. Iisus a spus: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ioan 8:12. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8:36. Dacă deci Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Eliberat de ce? De ce anume să fii liber? Realitatea este că mulți oameni cred că versetul acesta se aplică doar pentru a fi eliberat de păcat. Așadar, când se propovăduiește Evanghelia, se spune atât de des că în momentul în care Hristos vine în viața cuiva, El îi dă o viață nouă, ceea ce este adevărat. Dar câți au trăit o viață perfectă imediat după aceea? Niciunul. Aceasta este o călătorie pe parcursul întregii vieți. Iar acum există o problemă, pentru că Biblia spune: deci dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi, conform Ioan 8:36. Crezând că este doar eliberarea de păcate, iar ca om cu siguranță că greșești zilnic și prin urmare poate că nu ești deloc liber, iar atunci îți vin tot felul de gânduri: e ceva neregulă cu mine, ai o problemă, trebuie să te ajute cineva, ai nevoie de consiliere. Iar din acest moment totul devine neproductiv. Fiind fără nicio așteptare ca Dumnezeu poate face ceea ce Dumnezeu poate face cu tine, în tine și prin tine. Sincer, nu te vezi suficient de bun și că ai probleme care trebuie rezolvate mai întâi. Iar după aceea, poate că Dumnezeu va lucra. Dar Biblia spune: deci dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi, conform Ioan 8:36. Și Dumnezeu face lucruri uimitoare prin oameni obișnuiți și neexperimentați. De multe ori, citind Biblia pagină cu pagină, poate că nu îți poți imagina ceea ce a spus Iisus la una dintre cele mai importante sărbători la care a participat. Festivalul corturilor, sau cum se mai numește, sărbătoarea secerișului, sau a celor din tâi roade, sau ziua recunoștinței, cum o mai numim noi, conform Exodul 23:16 sau Deuteronom 16:16. Aceasta se sărbătorea la 6 luni după Paște, fiind una dintre cele 3 cele mai importante sărbători pe care Dumnezeu
le-a poruncit să le prăznuiască. Era atât de importantă încât bărbați din întregul Israel veneau la Ierusalim în acest moment și adesea își luau și familiile cu ei, fiind sute de mii de oameni în jurul templului. În această zi au existat cel puțin două lucruri foarte importante care s-au întâmplat, pe care trebuie să le înțelegi și care adaugă greutate la ceea ce tocmai a spus Iisus în cele trei versete citite anterior. Unul din lucrurile importante era acesta. Preotul, timp de 7 zile consecutive, avea un vas de apă cu care se cobora la râu sau la scărătoarea Siloamului, unde îl umplea, după care îl punea pe umăr și îl ducea la templu. Aceasta este unul dintre momentele acelea ale festivalului în care toată lumea se oprea și asculta. Iar când preotul făcea lucrul acesta, coruri uriașe cântau. Apa era importantă pentru că ei sărbătoreau adunarea recoltei și de obicei, în această perioadă uscată a anului, transportul apei era semnificativ pentru recolta lor. Pentru că se spunea, întreaga noastră economie depinde de faptul că Dumnezeu ne oferă apa. Deci, în timp ce preotul ducea apa, ei sărbătoreau și se rugau cerându-i lui Dumnezeu ploaie. De asemenea, avea o semnificație spirituală. Deoarece cu câteva mii de ani înainte, rătăciseră 40 de ani în pustiu. Și Biblia ne spune că atunci când au părăsit Egiptul și au mers prin deșert, după 3 zile au rămas fără apă și au cârtit spunând, oh, viața asta este atât de dificilă, atât de grea, mai bine muream în Egipt decât aici. Și Dumnezeu i-a auzit și i-a vorbit lui Moise spunându-i, lovește stânca cu toiagul. Și cum a lovit stânca, a început să curgă apă, suficient de multă pentru a satisface 500.000 de oameni. Însă această apă pe care preotul o căra nu spunea doar că era timpul recoltei și puteau vinde strugurii sau vinul, ci și că va fi o creștere economică, iar familiile lor vor fi binecuvântate, amintindu-și că Dumnezeu este sursa lor și că ceea ce a făcut în trecut poate face din nou. Deci aceasta nu a fost doar apă, a fost apa vieții. Și chiar în acea secundă de liniște, când mulțimile erau adunate, se aude o voce care strigă. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Iar fariseii și cărturarii spunând, este Iisus din nou! Și așa au început să-l vorbească de rău. Aceasta este povestea pe care am citit-o, dar ceea ce ei nu au înțeles, dar au practicat de-a lungul miilor de ani, s-a împlinit în acea fracțiune de secundă, chiar în auzul mulțimii. Iisus este apa vieții, așa că atunci când vii la El, primești tot ceea ce ai nevoie. Vedeți că Moise a avut un mare necaz cu acea stâncă, pentru că la un moment dat, după primul incident din pustie, oamenii s-au plâns din nou și Dumnezeu i-a spus lui Moise să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea va da apă, conform Numeri 20:8. Dar ce a făcut Moise de supărare? A lovit stânca și această acțiune l-a ținut departe de țara promisă, cel puțin 2000 de ani. Până la momentul când a apărut pe muntele schimbării la față împreună cu prorocul Ilie. De ce ar fi fost Dumnezeu atât de supărat pe Moise? Pentru că acea stâncă era Hristos. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, conform Ioan 7:37. Stânca trebuia lovită o singură dată. Iisus a trebuit să moară pe cruce o singură dată. După aceea spune Domnul Iisus, orice veți cere în numele meu, voi face. Cred că de multe ori, unii creștini lovesc stânca din nou și din nou. Și spunând că ceea ce a făcut Iisus prima dată
nu a fost destul, dar cu siguranță că a fost mai mult decât suficient. Pe măsură ce soarele apunea și orașul avea să intre în întuneric, dintr-o dată se aude o voce: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, conform Ioan 7 cu 37. Nu uitați că acesta este Ierusalimul acum 2000 de ani, când nu aveau becuri care să lumineze străzile, dar aveau câteva vase cu ulei în jurul zidurilor templului. Acestea erau imense, încât aveai nevoie de scară să te poți urca să le umpli. Așadar, în Ierusalim, când soarele apunea, preotul aprindea aceste lămpi uriașe, luminând întregul oraș. Și în timp ce se luminau ele, corurile cântau și lăudau pe Dumnezeu cu psalmi. Unul dintre istorici scria despre aceasta și spunea că ar fi cea de-a opta minune a lumii. Și că dacă nu ai văzut acest moment al aprinderii lămpilor în Ierusalim. Chiar în acest moment, când lămpile sunt aprinse, se aude din nou o voce care strigă: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, conform Ioan 8,12. Iar farisei și cărturarii, spunându-și supărați: este același Iisus care tulbură încă o dată sărbătoarea. Dar Scriptura se împlinea, deși ei nu înțelegeau. Iar în același fel în care se lumina orașul, indiferent că era noapte sau zi, ei își puteau continua activitatea. Exact ca și atunci când copiii lui Israel erau în pustiu. Iar pe timp de noapte, stâlpul de foc le lumina drumul și putea coordona încotro să meargă. Iar Iisus a spus, parafrazez Ioan 8,12: eu sunt lumina lumii. Când intru în viața ta, nu contează cât de întuneric este acolo, pentru că eu sunt cel care aduce lumina. Și după aceste două momente, când farisei erau cu adevărat agitați, Iisus strigă din nou: deci dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi, conform Ioan 8,36. Întrebarea mea este acum: de ce anume să fii liber? Ei bine, în primul rând, vei fi eliberat de frica de moarte și de pedeapsa lui Dumnezeu. Și vreau să spun că, indiferent de vârstă, în momentul în care îl accesi pe Iisus Hristos, ceva se întâmplă în interiorul tău datorită lucrării Duhului Sfânt. Iar Dumnezeu te primește așa cum ești. Deci nu trebuie să mai faci ceva anume ca Dumnezeu să fie impresionat și să te iubească sau să te accepte. Pentru că El te-a trecut deja în planul Său. Biblia spune în Ioan 3:16: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine înseamnă atât tu, cât și eu, cât și cel de lângă noi. În al doilea rând, te eliberează de păcate și de problemele inimii. Iisus a spus, parafrazez Ioan 10:10: eu am venit să dau viață și viață din plin. Zi de zi, în mijlocul tuturor problemelor, ai la dispoziție resursele necesare pentru a ieși biruitor. În al treilea rând, te eliberează de concepția greșită despre Dumnezeu. Cum că El ar fi neinteresat de tine. Dar conform Evrei 13:5, Dumnezeu spune: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Această promisiune fiind valabilă indiferent de ceea ce am face sau gândi noi. Unii oameni cred că rolul Duhului Sfânt este să condamne, arătând greșelile, pe când El convinge. Amintește că ești acceptat datorită jertfei lui Hristos. De aceea nu trebuie să fii perfect, pentru ca El să poată lucra cu tine. Deoarece Hristos este perfect. Și dacă ești în Hristos, ești perfect. Așa că nu mai trebuie să-ți faci griji. Bucură-te de tot ceea ce ți-a pregătit El. Dar dacă nu ești în Hristos, acum vreau să-ți ofer șansa să fii în Hristos.
aș vrea să-ți ofer această oportunitate să-L primești ca Domn și Mântuitor în inima ta. Aș vrea să fac o scurtă rugăciune și te invit să te rogi împreună cu mine. Dacă nu știi să te rogi, nicio problemă. Poți împrumuta cuvintele mele. Am să mă rog rar ca tu să poți să repezi după mine. Știi, Biblia spune în Romani 10 cu 9 și 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Te rog să repeți după mine următoarea rugăciune. Doamne, vin înaintea Ta să-Ți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că din dragoste pentru mine L-ai trimis pe Domnul Iisus să moară pe cruce în locul meu. Îți mulțumesc că mă primești în familia Ta și că mi-ai dat dreptul să mă numesc copil al Tău. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că la cruce ai plătit acest preț enorm, murind în locul meu. Te primesc acum în inima și în viața mea ca Domn și Mântuitor. Călăuzește-mi pașii de azi înainte. În numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Dacă ai făcut această rugăciune împreună cu mine, mi-ar face mare plăcere să știu. Este cea mai bună decizie posibilă pe care ai putut să o iei. Dumnezeu ți-a scris numele în cartea vieții. Dacă ai făcut rugăciunea aceasta, te rog să-mi scrii un e-mail la adresa rugăciune@destiny-church.com sau să-mi trimiți un mesaj aici pe Facebook. Și mie îmi va face mare plăcere să te pot ajuta să faci primii pași în credință. Până la o nouă revedere, îți doresc numai binecuvântări din partea Domnului. The chasm that lay between us, how high the mountain I could no climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine great mercy, what I could fathom, such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. Savior, I'm yours forever, Jesus Christ.
that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the moment.